În piețele din Alba Iulia, la loc de cinste, stau pepenii verzi și cei galbeni. Se pare că pe lângă prune și caise, ei se vând cel mai bine, prețul lor fiind de 2 lei pe kilogram, respectiv 2,5 lei pentru pepenii galbeni. E un produs de sezon, căutat, apreciat, în ciuda reclamei proaste în ultima perioadă ce se face că lebenița de debule nu e bună. Eu zic că e cea mai bună din România și merită consumată fără probleme. În privința prețului, este mai mic, mai mare ca anul trecut? Prețul e cam același. Prețul o să mai scadă puțin în două săptămâni, să zic așa, când e perioada maximă. Dar prețul e acceptabil, calitate-preț e acceptabil. Oamenii cumpără pepeni pentru că sunt sănătoși și răcoritori. După cum se aude, e bună. Cine cumpără de la mine? Asta trebuie să fie bună, că uite că e filmat. Aha. Ia uitați. Copii? Hai, Ionut, în colonarea. Cum în este pepenele? Vă place, copii? Da. E dulce? Da. Îți bun. Întotdeauna au fost buni, au fost dulci. Și prețul cum vi se pare? Mai ieftin față de anii trecut? Da, e bun prețul. Văzut că ați luat un pepene. Cumpărați des în această perioadă? Da. Și de aici a cumpărat des. Sunt buni? Da, sunt buni. Este important să cumpărăm fructe în sezonul ăsta? De ce nu? Păi da, uitați că soltenești, nu? Sunt sănătoase fructe? Da, e bine. Deși am căutat și alte fructe de sezon, în piețe sunt doar caise, piersici, mere și prune.